Da, el și Ioane. Știi, nu? Ia uite, 1-0. Aulă, ce aș fi tras? Penalt. Da, o dimă, mă opera. E cumva a venit. În ideea de a mânca și după aceea se duce la meci, aseară. Și iau doi mâncați și gura în plină zi cu două bâte. Lasă-l, moșule, că... Ne-am atins și obiectivul de pregătire și să completăm pentru finalul ăsta foarte fierbinte de 4 meciuri, 3 de campionat și 1 de cupă. În același timp am văzut, le-am dat șansă mai multe jucătorilor care n-au jucat prea mult sau, cum este vorba de Mareș, care a fost legitimat de curând, un jucător pe care vrem să-l câștigăm, mai ales că e și român și e nevoie să avem România în echipă. Deci, din foarte multe puncte de vedere, un adversar foarte ambițios, care a crescut de la meci la meci, văd că lucrurile s-au mai așezat și la ei, din punct de material, au mai făcut transferuri, s-au mai pregătit, deci a fost foarte benefic. Nu, te rog eu frumos să... Ok, nu mai. Chiar după atâta, după nu o să mă întrebați. Nu sunt, nu ai văzut asta aici? Știu. Cei care au zis că sigur o să fie... Câștigați duminică cu ASEA? Normal că vrem să câștigăm. E un meci greu pentru că ASEA are o echipă cu jucători care au calitate, jucători care au experiență în divizia, jucători care au execuții, pot decide jocul, așa că e un meci foarte greu. Și
echipele care vin aici se aglomerează, se închid și e greu să desfaci o apărare foarte aglomerată, că e criză timp de spațiu, trebuie precizie, dar avem jucători de calitate și trebuie și ghinionul. Cred că l-am spart la Cluj, așa că cred că până la sfârșit va trebui să câștigăm toate meciurile. De ce n-a jucat azi? Cernat e bătrânel și l-am lăsat un pic mai liber. Eu îl cunosc pe Cernat, știu ce poate și i-am dat un pic de pauză pentru el. Să se odihnească pentru Steaua? Așa a părut. Dacă pleacă să partea, merge la Steaua. Da? Da. Ziariștii știi cum sunt. Vorbesc câteodată prea mult. Nu, am zis că am nevoie ca să fie cu mintea limpede și proaspăt pentru meciul care urmează. Dar l-ar putea înlocui pe Sâl Martean la Steaua? Cernat este un fotbalist fantastic și el poate să înlocuiască pe oricine. Petrolul, cum vi s-a părut? Poate câștiga campionatul? E greu. Acolo sunt două, trei echipe care se bat și poate să câștige, pentru că are un lot foarte, foarte bun, jucător de valoare. Normal că poate să da.